recunosc că nu mi-ar fi plăcut să fiu parte la experiența potolirii furtunii, nici la exorcizarea demoniacului din episodul trecut, dar uh, mi-ar fi plăcut să am parte de privilegiu de a asista la rostirea cuvintelor lui Iisus în casa lui Eir și efectul pe care l-ar fi avut asupra părinților asupra ucenicilor și asupra fetiței. Talita cumi, fetițo, scoală Reacția ucenicilor și a oamenilor la acest crescendo legat de autoritatea Mântuitorului peste forțele dezlănțuite ale naturii, ale întunericului, ale bolii și ale morții, cred că a trezit în ei o reacție similară cu cea pe care o are Petru la pescuirea minunată din Luca 5. Reacția lui este una absolut previzibilă. Doamne, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos, căci îi apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau la oaltă din pricina pescuirii pe care o făcuseră Întâlnirea cu Divinitatea este de fiecare dată caracterizată de acel misterium tremendum, de acel fior pe care îl trăiești, pentru că tu conștientizezi, mintea ta, corpul tău, nu pot procesa întâlnirea cu o altă realitate pe care o simți, o trăiești, o experimentezi și nu-ți o poți explica. Și sentimentul acesta de teamă pur și simplu îți dă fiori. Sunt absolut convins că spaima lor e adâncită de liniștea ireală pe care Hristos o demonstrează când spune taci fără gură, în momentul în care se adresează celui care era posedat de acea legiune, în fața bolii când îi se adresează acelei femei și redă demnitatea, și în momentul în care ajunge față în față cu moartea. După toate acestea însă, dacă rămânem în pielea ucenicilor, oare cum am fi reacționat noi la dușul rece din Nazaret? Marcu 6, de la 1 la 6. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta templarul, feciorul Mariei? Observați, filiația de obicei se descrie pe linia paternă. Observați, elementul compromițător fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau o pricină de potignire în el. Dar Isus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nici o minune. În ce sens? Prin comparație cu ceea ce se întâmplă în capitolul 5, în sensul experienței tulburătoare a mântuirii, sau poate, fiind vorba de sinagogă, ceea ce face Hristos este doar la nivel individual, privat, cu câteva persoane pe care le întâlnește. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat și se mira de necredința lor. Nu știu cât de mirați suntem noi sau cât de normală ni se pare atitudinea concetățenilor lui sus, Dar după anvergura minunilor din capitolul 5, se sizăm automat că este vorba de o discrepanță majoră, de o neconcordanță aiuritoare. Să te viziteze Dumnezeu și tu să-i dai ignor. Să ai impresia că știi, să fii sigur Că tu deții toate informațiile cu privire la identitatea persoanei care îți vorbește. Nu este vorba de același Isus, nu este aceeași putere la lucru prin El. Și cu toate acestea, spune textul în versetul 3, ei găseau o pricină de poticnire în El. Atunci, unde să fie problema? Cred că una dintre primele observații pe care cineva le-a făcut când am intrat în Marcu, la întrebarea ce ți-a vorbit ție Dumnezeu, reacția pentru mine a fost descumpănitoare. Parcă nu mă surprinde nimic. Totul îmi este extrem de familiar. Atât de mult m-am regăsit în această observație și genul acesta de observații la grup mă ajută mult mai mult să intru să spargă acea poșghiță de obișnuință pentru a aștepta ca Dumnezeu să-mi vorbească și să mi se descopere. Observați, primul lucru pe care îl descoperim, îl învățăm, familiaritatea se instalează oricât de scandalos ar suna, ca o pricină de potignire în calea credinței. Parcă e o cale lungă, dar de aici pleacă totul. Necredința la care ajungem uneori este Presărată de momente de familiaritate, de indiferență stupidă în care întrezim în anumite momente. Dumnezeu în persoană te vizitează, cortuit, spunem prologul Evangheliei după Ioan, și tu să-l iei peste picior. În loc să-l prețuiești, ajungi să-l disprețuiești. În loc să vezi oportunitatea, totul devine o enormă dificultate. În loc să te deschizi, te închis față de orice revelație salvatoare care ți-ar fi putut fi adusă. Cât de trist, tragic trebuie să fie acest verdict. N-a putut face nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Vă mărturisesc că, știind dinainte că voi ajunge la capitolul 4, și în vinerândul la predică. A fost textul din Evanghelia după Marcu pe care l-am simțit cel mai departe. Simțeam că nu are nimic special, spectaculos, care să mă surprindă. Însă, dacă ai răbdare, dacă continui, vei vedea că Dumnezeu îți poate vorbi. Observați, familiaritatea nu are nici o așteptare. Mirarea lor se ciocnește de mirarea. De neînțeles a mântuitorului. Familiaritatea nu lasă loc pentru surprize, uimire, miracole. Absolut totul este previzibil, inteligibil, comprehensibil. Până la urmă, familiaritatea e o formă de handicap. Te limitează în viață, orizontul, opțiunile, lucrurile care te pot ajuta, care se pot dovedi salvatoare. M-a enorm de mult ceea ce spune un gânditor francez, creștin, Gustave Thibault. Orice revelație este mai întâi o sfâșiere a vălului obișnuinței. Dintr-o dată e ca o perdea care se deschide și pătruns într-o realitate care te cuprinde, care te copleșește și până la urmă îți remodelează structura interioară a vieții tale. De asta depinde viața ta, capacitatea de a trăi în prezent, de a face față provocărilor, îi o atingere interioară care te inspiră, care te înflăcărează să trăiești cu bucurie și cu fruntea sus ziua de mâine. Familiaritatea găsește o pricină de potinire din temirce. Familiaritatea se transformă în suspiciune. Suspiciunea în dispreț, iar disprețul în pricină de potignire. Asta e calea neverosimilă a împietririi, care pleacă de la această banalitate a familiarității. Asta e prima capcană pe care o găsesc în Marcul capitolul 6, e capcana familiarității. Oare familiaritatea mea mă face să-l prețuiesc sau să-l disprețuiesc? Îi va dezvălui toată puterea în viața mea sau o va acoperi? Mai există loc pentru surprize în teologia și practica noastră. Dar nu pot să mă întreb oare ce efect o fi avut acest duș rece asupra ucenicilor? Ce a trezit în mintea lor, în viața lor? Mai ales că ne gândim că urmează interschipul, perioada de practică în care Hristos se împinge. Poate că cea mai mare primejdie pentru viață sunt așteptările nerealiste. Felul în care ne atașăm compulsiv de anumite idei pe care noi le avem. Așa cum spunea Paul Turnir la un moment dat, una din marile piedici în maturizare este o lipsă de flexibilitate la anumite evenimente pe care nu le mai poți schimba în viață. Și dacă nu știi să te pliezi, să dai voie realității să te modeleze, nu faci decât să te împietrești și să îți bruiezi parcursul pe care Dumnezeu ți-l pune înainte. În viață, ca de altfel și în împărăție, ne învață Hristos, se lucrează cu pierderi. Vă duceți aminte de pilda semănătorului? Din patru oameni, doar unul reușește să ducă roadă. Ce să mai zicem dacă ne gândim la faptul că unul din 12 este pierdut? Cum te simți ce vinovăție, ce încărcătură emoțională, spirituală, ca unul din grupul tău să se sinucidă. Observați, Hristos traversează teritorii mult mai anevoioase și mai deranjante pentru sufletul nostru. Și ne învață, hei, face parte din realitate, din lumea în care trăim, din problemele cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Din propria experiență, Hristos ne învață că e normal să treci prin episoade neplăcute, prin anotimpuri care nu ne sunt întotdeauna la îndemână. Respingerea din patria lui prefațează respingerea masivă la nivel național. De ce le spune? Și dacă în vreun loc nu vă vor primi, să scuturați praful de sub picioarele voastre. Exact cum a pățit și el. De ce credeți că ea expus, deliberat, unui eșec din propria lucrare. Pentru mine, momente de genul ăsta au o putere mult mai mare în modelare și în formare decât toate succesele sau izbânzile de care Dumnezeu mi-a făcut parte până în momentul respectiv. Te învață să accepti viața ca pe un dat, ca pe o realitate în care să experimentezi purtarea de grijă a lui Dumnezeu în continuare. Lucrurile care ni se întâmplă, până la urmă, ajung să aibă o logică. Asta înțeleg și ucenicii, că dușul rece de la Nazaret n-a fost întâmplător înainte de a fi aruncați în apă. Marcu 6, de la versetul 6, partea 2, până la 13, interșipul ucenicilor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța. Din nou se repetă acest cuvânt. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi dându-le autoritatea asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac, să nu aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale, să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit învățătura pe care o dădea Hristos. Pentru prima dată se explicitează. Pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un delem pe mulți bolnavi și vindecau. Nu știu cât de relevant sau aplicabil ți se pare textul acesta, dar pentru mine, cred că are valențe practice în absolut orice domeniu de activitate. Și anume, te învață că etapele unui proces nu pot fi sărite. Nu ești format dacă vrei să sari anumite etape în procesul de modelare, fie că discutăm pe plan profesional sau din punct de vedere spiritual. Te familiarizezi la un moment dat cu provocările slujirii ale locului de muncă. Înveți să fii fără Isus. Să acorzi încredere unor oameni. Să ai un coiechipier. De ce credeți că i-a trimis câte doi? Să ai câte un feedback de la celălalt. Cum vede, cum te percepe. Să cunoști alți oameni. Să înveți de la ei. Cred că un moment salvator pentru mine, în experiența pastorală, a fost atunci când am realizat că, de fapt, actul predicării sau uh, al învățării Cuvântului Dumnezeu nu este un exercițiu unilateral suntem pierduți în momentul în care credem în lumea noastră că suntem un fel de experți care îi învățăm, care îi educăm, care îi salvăm pe ceilalți. Sunt oameni, experiențe incredibile pe care Dumnezeu le aduce în viața ta prin întâlniri, prin faptul că te freci de oameni, te întâlnești în experiența asta de viață. Și uneori oamenii nici măcar nu își propun să-ți transmită o anumită învățătură, simpra întâlnire și ascultare atentă te încarcă și unul reprezintă soluția salvatoare exact la problema cu care te confrunți tu. Să realizezi că nu le poți face pe toate. Dependența totală, descentralizarea purtării de grijă pe care Hristos o inițiază în locul acesta. Dependența totală de Dumnezeu, de ce le spune să meargă fără bani, fără prea mult surplus în această călătorie, în simplitate, în dependență de Dumnezeu, să nu se mute dintr-o casă în alta și așa mai departe. Respingerea, să înveți să delegi responsabilităților de lângă tine. Dacă mă gândesc la experiența formativă din toți anii ăștia, mi-aduc aminte când am terminat școala, doream biserică de oraș și uh, mi-a fost în prima fază destul de greu să accept experiența de la țară, însă. N-a schimbat pentru nimic în lume. Acum, dacă ar fi să aleg din nou traseul formativ al vieții mele, aș alege exact ceea ce a gândit Dumnezeu pentru mine. Vedeți, noi ne facem anumite idei, credem uh, că anumite lucruri, anumite experiențe vor fi mai bune. Fals. Dumnezeu îți pregătește un anumit traseu și e important să înveți. Să gestionez oportunitățile pe care Dumnezeu le pune înainte. N-aș fi înțeles niciodată provocarea la simplitate, arta dialogului pe care oamenii, mâna aia de oameni cu care mă întâlneam duminică de duminică, mi-o aduceau în viață. Provocările delicate în anumite momente din slujire, în care te simțeai fără soluții, în care ai învățat să depini 100% de Dumnezeu. Ei, lucrurile astea nu pot fi sărite. Ele se învață și Dumnezeu are un anumit traseu pentru fiecare dintre noi. După inserarea episodului cu Irod, textul revine la formarea ucenicilor, versetele 30 și 31. Apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni și le-a zis Veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă. Observați cum Hristos marchează un nou moment în modelarea lor și le arată că orice slujire are nevoie de solitudine, de evaluare și refocalizare. Cu toții știm că după o implicare intensă ai nevoie de o pauză. Dar cât de greu ne este în anumite momente chiar să facem lucrul acesta. Să renunți la tot, să te retragi pentru a-ți reîncărca bateriile, pentru a te putea evalua și pentru a te putea refocaliza asupra lucrurilor care contează cu adevărat. O viață care nu este evaluată, nu e așa, nu merită trăită. Lucrurile cu adevărat importante tind să ne scape printre degete de multe ori. Însă repet, repetiția care străbate textul din Marcu 6 este cea legată de învățătură. Trimiterea celor 12 este încadrată efectiv de această tematică. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod și la finalul acestei pericope ni se spune ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința ceea ce ne trimite exact la începutul Evangheliei, adică la vestea bună a Mântuitorului cu care se deschide această carte. Iisus propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Am constatat că marea noastră problemă e că predicăm pocăința ca pe o găselniță baptistă. Cumva e un lucru pe care îl așteptăm de la alții care vin din afară în comunitatea noastră. Asta e o mare pierdere. Adevărul lui Dumnezeu este un loc cu valențe universale. În momentul în care spui cei de la Dumnezeu, nu contează de eticheta religioasă, oamenii se regăsesc, oamenii sunt transformați, oamenii sunt schimbați. În esență, adevărul e o invitație la dialog. De aceea, smerenia îi trăsătura definitorie a ucenicului, a omului care îl are pe Dumnezeu, care aparține lui Dumnezeu încercarea de a-mi traduce pe înțelesul meu anumite concepte din astea prăfuite, unul dintre ele este conceptul de căință, de pocăință, m-a ajutat enorm de mult să înțeleg învățătura și revoluția morală pe care o inițiază Hristos. Uitați cum mi-aș descrie eu pocăința în termenii mei. Conștientizare, asumare, reconfigurare traseu. Mai întâi devii conștient cu privire la rău care zace în tine? Ați remarcat cu câtă ușurință observăm, fie în familie, fie la locul de muncă, greșa la celuilalt? Cât de greu ne este să identificăm la noi? În al doilea rând, problema asumării, care e mult mai dificilă. La modul general e ușor să recunoști, da, cu toții greșim. Dar faptic, mai ales când e vorba de o tensiune, da, când copiii se ceartă, întotdeauna zâmbim, când ne vedem cum dă, dau vina unul pe celălalt. dacă când vezi adulți care procedează la fel, când lucrurile se complică, când e atât de greu să ajungi în miezul problemei, la clarificarea, elucidarea unor lucruri, poate e conceptul care îți redă cel mai mult demnitatea de om, acest concept de căință. E un concept care ține de maturitate, nu oricine îl înțelege, nu oricine îl trăiește, chiar dintre cei care vin la biserică. Să îți asumi, să refuzi, să dai vina pe altul, pe trecut, pe ceea ce ți s-a întâmplat, pe circumstanțe efectiv să accepti înaintea lui Dumnezeu și să poți vedea să ai acea limpezime de la Dumnezeu în a citi corect împrejurările și responsabilitatea care îți revine într-o anumită situație. Și asta duce la acea reconfigurare a traseului, la schimbările de parcurs salvatoare pe care le poți face. Convingerea mea e că acest concept trebuie să te toată viața până la intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Îți șocat mereu și mereu de faptul că nu păcătoșii notori, ci oamenii religioși l-au pus pe cruce pe Iisus Hristos. Observați cât de greu ne este să vedem umbrele, lucrurile din propria inimă, din propria viață. Oare nu aici începe cu adevărat maturizarea noastră? Uitați ce spune Dietrich Bonhoeffer. Îmi este mai ușor să-mi imaginez un ucigaș sau o prostituată care se roagă decât un vanitos care se roagă. Nimic nu se împotrivește mai mult rugăciunii decât vanitatea. Doar un om disperat, care știe ce înseamnă vinovăția, ce înseamnă povara, ce înseamnă greșelile făcute în viață, are capacitatea să aprecieze bunăvoința lui Dumnezeu. Sau, ca să vedeți, relevanța acestui concept pentru viața de familie. Problema, așa cum spune domnica Petrovai în cartea Iubește și fii iubită, nici măcar o singură dată nu folosește cuvântul pocăință în toată cartea. Însă toată cartea vorbește despre această realitate. Problema, spune ei, că de multe ori ne comportăm ca și cum nu am deține 50% din acțiunile cuplului. Vorbind despre celălalt, ce mi-a făcut, ca și cum eu Aș, fi, aș face parte dintr-o cu totul altă poveste. Citez: Fantezia care îi menține pe parteneri captivi în suferință, nemulțumire și frustrare, și care adesea duce la ruptură, este o poveste cu și despre celălalt. Dacă mi-ar fi făcut, dacă s-ar fi comportat așa cum se cuvine, atunci lucrurile ar sta altfel. Observați cum pasăm responsabilitatea, cât de greu ne este. Convingerea pe care o am e că matricea asta a lui Hristos, a revoluției morale, dacă îi înțeleasă corect, îți poate salva căsnicia. Oare nu ne comportăm de multe ori, de multe ori ca niște analfabeți funcțional atunci când vine vorba de înțelegerea acestui concept? Știi teoretic, dar îți lipsesc mecanismele practice în a accesa, în a experimenta lucrarea lui în viața ta. Ai grijă dacă practic ceea ce zice Hristos s-ar putea să te salveze. Oare avem curajul să fim unești cu privire la o singură întrebare? Dețin sau nu jumătate din acțiunile cuplului? Din start, premisele unui dialog cu totul altele. Ce să vă spun despre experiența la maturitate pe care am trăit-o prin pilda care e cunoscută în Biblie, pilda fiului risipitor. E o titulatură împământenită de la Vulgata, care s-a universalizat în toate Bibliile din lume. Eu cred că se face o mare nedreptate a Evangheliei pe care Hristos a predicat-o, fiindcă așa începe Luca, capitolul 15, vame și păcătoși erau disperați să se apropie de Hristos și ceilalți scârteau și ziceau, cu alte cuvinte, toate pildele pe care Hristos le spune pentru ambele categorii. Șocul pe care îl trăiesc mereu și mereu când mă întorc la această pildă, parabola lui Hristos, E că ăla a prăpădit îi înăuntru. Și ăla care a fost cu minte și a făcut binele toată viața, e afară. Și o, o parabolă cu un final deschis în care nu-ți spune și te arde la tălpe, ai vrea să știi dacă fratele mai mare a sau nu la ospăț. Ei Nu știu dacă observați subtilitățile pe care lucrul acesta îl aduce. Sunt cel mai mare din familie, am crescut într-o familie de credincioși și am realizat pericolele pe care lucrul acesta îl are, îmi aduc aminte, la modul general, spuneam, da, cu toții suntem păcătoși, dar în sinea mea mă consideram mai superior decât colegii mei, din context ortodox. Observați, până la urmă, Evanghelia ce face cu noi? Ce radiografie pune pe inima noastră în măruntaie? Și asta face capitolul 6. În preajma lui Isus Hristos nu te puteai simți confortabil. Erau dimensiuni nebănuite pe care le aducea la lumină și cu care trebuia să te confrunți. Așa cum zice Richard Rohr, cel care face bine toată viața, de fapt, greșește. Iar celălalt care face totul greșit, ajunge să fie iubit de Dumnezeu. Poftim, explică-mi asta. Observi paradoxul Evanghelia, felului în care Evanghelia ne îmbrățișează și vine spre noi. Dar doar cei care au capacitatea să vadă răul de la care ne salvează Hristos vor avea parte și de mântuire. Nu știu dacă ați sesizat legătura, uneori ai senzația că anumite pericope se rupte, desprinse din context. Însă dacă citești în cheia aceasta, realizezi că această învățătură valoroasă e valabilă și pentru un păraț, pentru președinți, pentru cârmuitorul Irod. Următoarea parte din text, Irod, Irodiada, după cum evidențiază mustrările de conștiință trăite de Irod, Căința este o frământare universală, indiferent de statut, clasă socială sau bunăstare. Prin urmare, nu contează despre cine vorbim. Adevărul indiscutabil este că dacă nu reușim să scoatem răul din propria viață, inevitabil vom ajunge să facem rău altora celor de lângă noi. Cine era Irodiada? Soția lui său. Să nu-ți mai pese, frate, soră, prieten, apropiat, angajat, partener. Pur și simplu, observați, păcatul îți întunecă, judecata, capacitatea de vedea. Ce să mai zicem? Spune textul, o crotea pe Ioan Botezătorul, îl asculta cu plăcere. Îi ia gâtul la cel care îi vestea calea spre mântuire din această lume. Observați spre ce te împinge păcatul nerezolvat pe care nu poți să-l identifici din viața asta. Și asta cu atât mai mult pentru cei care sunt în structuri de autoritate și de putere într-o țară. Te mai surprinde că atât Ioan cât și, și Isus Hristos au parte de acea soartă, de același tratament din partea puterii? După cum am identificat în prima parte capcana familiarității, în partea a doua identificăm alte două capcane. Capcana amânării sau ezitării pe care o vedem în viața lui Irod și capcana împietririi, foarte bine evidențiată în cazul Irodiada. Dacă în capcana amânării ezitării îl vedem prins pe Irod, în cea a împietririi o vedem pe Irodiada. Dacă Irod încă mai are mustrări de conștiință, Irodiada este fără scrupule deși veți vedea că și Irod începe să-i calce pe urme. Ce să zic, foarte delicată Irodia de-asta, în momentul în care îi cere unei adolescente, fetei ei, ca să-i aducă pe o farfurie, și nu era nicio petrecere de Halloween, se aducă, nu știu cum o mai dormit noaptea acea fată, ce implicații au avut asupra psihicului ei zilele următoare, săptămânile care s-au scurs. Observați cum patima, nebunia care te cuprinde, nenorocește și aduce pustire în jurul tău, în viața celor de lângă tine, a celor mai apropiați membrii din casa ta și din familia ta. E clar că femeia asta e un caz patologic, nu mai are nimic de făcut, dar textul ne prezintă viața, deciziile unui conducător care încă ar mai fi putut să schimbe traseul și traiectul vieții sale. Așa că merită reamintit această radiografie a inimii lui Rod. Asta e important când citești să vezi cum Hristos privește la inima acestui împărat prin faptul că ne relatează destul de mult din viața lui Rod. Împăratul lui Rod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui nume să se vestit și a zis Eu am botezătorul, am viat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Observi, relatarea -i după decapitare, după moarte alții ziceau. unii ziceau, este Ilie, alții ziceau, este un proca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioana acela, căruia i-am tăiat capul, am via negre și din morți. Căci Irod însuși, observați responsabilitatea pe care textul o pune pe viața lui Irod, trimise să se prindă pe Ioan și legase în temniță din... Deci e complicitatea relațională din pricina Irodiadei, soția fratelui său Filip pentru că o luase de o soție. Și Ioan zicea lui Rod, nu ți este îngăduit să o ții pe nevasta fratelui tău. Irodia, da, ai, l-ar fi mâncat pe Ioan. Voia să-l omoare, dar nu putea. Atenție, căci Rod se temea de Ioan, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori, sta în cumpănă ce suspensie îți creează textul aici? Neștiind ce să facă. Și îl asculta cu plăcere. O grămadă de lucruri pozitive care îți arată că putea să ia anumite măsuri dacă ar fi fost înțelept. Totuși a venit o zi cu bun prilej. În ce sens? Când Irod își prăznuia ziua nașterii, Doamne, ce ironie sinistră. Exact de ziua lui de naștere se declanșează nenorocirea. Și a dat un ospăț nobililor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodia a intrat la ospăț, a jucat, a plăcut lui Roș și oaspeților săi. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice învecere îți voi da, fie și jumătate din împărăție. Fata? a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și omul s-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Haideți să recapitulăm un pic lucrurile. Relatarea are loc după decapitarea lui Ioan. Vestea succesului răsunător al lui Isus trezește amintiri, chiar vinovăție. Mesajul lui Ioan și al lui Isus Hristos este un mesaj copie la indigo, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dacă citiți în Matei, veți vedea în ghilimele exact at literam același mesaj. Cu alte cuvinte, era o invitație pentru a conștientiza răul care zace în fiecare din noi. Diagnosticul? De multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă, reprezintă punctul fierbinte al narațiunii. Vedem un irod scindat între glasul Irodiadei și glasul lui Ioan. Între voia lui Dumnezeu și voia soției, între greșelile din trecut și oportunitatea prezentă, între plăcere și datorie, între promisiunea nesăbuită și rușinea din partea invitațiilor. Însă, afirmația care răstoarnă cu susul în jos textul acesta sunt cuvintele din versetul 21. Totuși, a venit o zi cu bun prilej. Cum să înțelegi cuvintele astea intrigante din text? și poate elementul de învățătură exact aici stă. Aici zace. Amânarea va face ca tensiunile nesoluționate la timp să fie tranșate în defavoarea ta. Lucrul acesta îl înțelegem mult mai bine când ne gândim la emblematicul cuvânt ce caracterizează Evanghelia după Marcu se repetă mereu în dată, în dată, în trei versete de trei ori se repetă. Versetele 25-27. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată, nu mâine, nu poi mâine, ci numai decât neîntârziat acum. Câtă patimă. Într-o farfurie capul lui împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu, a trimis în dată un soldat. Răul ca amânare, ezitare, se întoarce deodată împotriva noastră. Autorul reia un adevăr prezentat deja în secțiunea de învățătură din capitolul 4. După pilda semănătorului și explicarea ei, urmează acea parabolă legată de lumină, faptul că lumina are o funcție de a sta în sfeșnic. Și după urmează o afirmație, din punctul meu de vedere, destul de obscură, în care zice nimic din ce ascuns nu va fi descoperit și nu va ieși la lumină, cum înțeleg eu acest avertisment din această a doua parabolă a Mântuitorului, e că iluminarea neasumată la nivel comportamental, mai devreme sau mai târziu, se întoarce împotriva noastră. Dacă lași lucrurile în suspans, cumva, ca ele să se îndrepte de la sine, îți anumite aspecte în viață care funcționează în felul ăsta. Dar nu când e vorba de păcat, de a corecta, de a rezolva, de a te întoarce la Dumnezeu. De a lua decizii importante cu privire la viața ta. Notificarea din Luca 3, de la 18 la 20, este genială. Astfel propovăduia Ioan, exact cum o făcea Hristos. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Observați, textul surprinde o înlănțuire de păcate, de rele pe care ajunge să le facă Irod. Răul nu vine niciodată singur. Ați observat că și în cazul lui David, imoralitatea duce la crimă, la fel cum în cazul de față, imoralitatea, neascultarea, împotrivirea duce la decapitarea lui Ioan Botezătorul. Răul cârd, nelegiuire, care are tendința să se acumuleze în viața noastră dacă nu-l conștientizăm și nu-i punem hotar, stăvilar. Răul neconștientizat și neasumat. Te va răpune în cele din urmă. Parcă toată Biblia ne comunică un astfel de mesaj, și în unele momente chiar experimentăm un anumit șoc, un duș rece prin anumite texte și experiențe. Ca să aveți o imagine completă cu privire la tetrarhul Irod, Antipa, care a domnit între patru, înainte de Hristos și 39 după Hristos, unul dintre fiii lui Irod cel Mare. Tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege și stăpânind, evident, doar cu aprobarea romanilor. Luca, capitolul 23, de la 6 la 12, în mijlocul procesului lui Isus, Pilat spune, auzind că îi din Galileea, din jurisdicția lui Irod, îl trimite. Irod s-a bucurat foarte mult că, în sfârșit, are ocazia să-l întâlnească. Cum se poartă? s-a purtat cu dispreț, l-a îmbrăcat cu aina strălucitoare, împreună cu oștenii de pază, l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi. Ne miră, după felul în care s-a purtat cu Ioan, ce să mai zicem de, fiul lui, Iroda Gripa I, care a domnit doar trei ani, între 41 și 44 după Hristos. Textul apare în Fapte, capitolul 12, unde vedem suveranitatea lui Dumnezeu arătată în trei postaze martirajul lui Iacov. Toată lumea se aștepta ca Petru să aibă aceea soartă, imediat după Paște, însă Dumnezeu îl scapă și în cele din urmă, Irod are parte de o judecată năprasnică. Oamenii când îl văd, când apare acolo în robă cu, cu nuna, spun, ăsta glas de Dumnezeu, nu de om. Și în loc să-și accepte limitele și să-i dea slavă lui Dumnezeu, se îngânfă și Dumnezeu spune, la a lovit pe loc. Și acesta e finalul de care are parte. Și dați cum rău în cele din urmă ajunge să ne răpună. Însă, o relatare care pe mine m-a ajutat să încadrez în contemporaneitate pericolul cu care ne confruntăm este exemplu tremurător al lui Adolf Eichmann, cel care a fost răspunzător de problema evrească din perioada lui Hitler. Pe 11 mai 1960, la ora 6.30 seara, în timp ce se întorcea de la locul de muncă, a fost înșfăcat de trei indivizi, îndesat într-o mașină, adus la aeroport, după război se refugiase în Argentina, sub o identitate falsă, dar a fost descoperit de Mossad, serviciile secrete izraeliene, a fost transportat la Ierusalim pentru a fi judecat. Și dacă remarcați, e vorba de o perioadă de aproape, 8, de aproape 20 de ani ce s-o fi întâmplat în mintea lui după ororile nazismului? Autoarea care îi descrie viața și tot ce se întâmplă în timpul procesului este Hannah Arendt, Eichmann la Ierusalim, un raport asupra banalității răului. Uitați ce surprinde această femeie cu privire la cazul despre care vorbim. Ceea ce șochează în această relatare este că, deși a fost evaluat normal din punct de vedere psihologic, la acuzațiile care i s-au adus, el era pe deplin convins că în adâncul sufletului nu era un ticălos. Iar în ce privește conștiința sa, Eichmann își amintea perfect că ar fi avut o conștiință încărcată doar dacă n-ar fi respectat ordinele care îi se dădeau poftim. Cu alte cuvinte, implicația este că oricine era în locul lui s-ar fi comportat într-un mod similar. Nu seamănă cu una din justificările cunoscute ale conștiinței noastre? Nu știu dacă se zizați, dar e o problemă cu care ne confruntăm, indiferența birocratică a unor lucruri care se derulează și la pasarea responsabilității pe sistem de care dăm dovadă. Unul din oamenii implicați în capturarea lui Eichmann, Peter Malkin, încă își plângea sora și nepoțelul de șase ani de, pe nume Petru după 30 de ani de la desfășurarea acestui eveniment, a rupt tăcerea și a vorbit despre întrevederea pe care a avut-o cu Eichmann. În primul rând, dorea cu disperare să știe cum. Cum a fost posibil ca un om obișnuit să orchestreze atâta rău și să nu se simtă deloc vinovat pentru asta. Zeci de mii de persoane sub supravegherea sa ajung în camerele de gazare și să nu te simți cu nimic responsabil? Dar mai este un al doilea motiv, o întrebare personală și săcăitoare. Eichmann avea un băiețel de câțiva anișori, care i se născuse în Argentina și față de care nutrea o afecțiune profundă. Și acest om îl întreabă, băiețelul surorii mele, tovarășul meu favorit de joacă, avea vârsta fiului tău și era blond, și cu ochii albaștri, la fel ca fiul tău, și l-a ucis. A așteptat o explicație, încrezător că Eichmann va fi capabil de empatie și va înțelege ce simte omul acesta. Eichmann a făcut o pauză și apoi a murmurat cu totală indiferență: "Dar nepotul tău era evreu, nu e așa?" Străduindu-se din răsputeri să se stăpânească, acest bărbat a ieșit din încăpere și a început să plângă necontrolat. Îngrozit de faptul că inima unui om poate să ajungă să atingă un astfel de nivel de împietrire și de lipsă de empatie. Observați care e nenorocirea. În momentul în care nu reușim să înțelegem, să simțim durerea celuilalt, suntem pierduți. Și spune Hannah Arendt: Doar sfidând banalitatea răului prin cuvânt și faptă, reușim să deblocăm aceste capcane care ne înfășoară și care ne împresoară atât de lesne. Oare cât de mult conștientizez eu că gesturile mărunte în viața de zi cu zi contează cu adevărat? Încă mai avem ceva din Marcu 6, în pâinilor. Doamne, ce moment a fost pentru cei care l-au trăit. Cum spunea cineva, vezi, Domnul îneacă porcii și înmulțește peștii. Pentru cei preocupați de anumite detalii. În selecția pe care eu o înțeleg de aici, este că cei flămânzi după Dumnezeu nu duc lipsă de nimic. Nu-mi explic cum din mulțimea aia de 5.000 de oameni, unul singur a avut la el pachetel, 5 pâini, 2 pești. Probabil avea o nevastă foarte grijulie și nu l-a lăsat să plece la studiu fără. Uh, necesarul suficient. Însă eu văd uh, disperarea, foamea oamenilor după Dumnezeu. Nu le-a păsat că durează cu ceasurile. Îi sorbeau cuvintele de pe buze. Și Hristos se uită la ucenici și zice, hei, dați-le să mănânce. Și Dumnezeu face o minune incredibilă și demonstrează că orice om care îl caută mai întâi pe Dumnezeu nu va flămânzi. Și Dumnezeu, așa cum promite și în Matei, capitolul 6, știe să poarte de grijă în toate privințele celor care îl caută cu o inimă sinceră. Însă, umblarea pe ape, pe mare, conține o notă dulce a măruie. În prima parte, vă mărturisesc, cineva mi-a atras atenția printr-o observație și a zis, văd atâta gentilețe din partea lui Isus. Era epuizat, spune textul, n-aveau timp nici să mănânce, nici să se odinească. Unul pleca, altul venea. N-au avut timp nici măcar de acel retreat pe care și l-au propus. Pur și simplu i ruinat. Când ajung acolo, în locul pustiu, mulțimea deja îi aștepta. Îi trimite pe ucenici să meargă înainte, Hristos își ia rămas bun de la ei. Câtă grijă, câtă afecțiune după o zi, după zile epuizante, stresante în această lucrare. Și am înțeles că spiritualitatea lui Isus este cea a omeniei, afecțiunii și bunătății. Însă spre final ne surprinde împietrirea de care vorbește. Îngăduiți-mi să citesc, pentru că toți l-au văzut și s-au spăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți. Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. E foarte greu de înțeles pentru mine. Cred că a fost lucrul cel mai delicat din text. Să fii uimit și înmărmurit și în același timp să fii cu inima împietrită, spune Hristos. Observați, pericolul împietririi rămâne chiar dacă eu sunt vine la tine pe ape. Cu alte cuvinte, nici unul dintre noi nu este imun în fața împietririi. Poate tocmai conștientizarea acestui simplu fapt te ajută să scapi din cursă. Însă, observați, nu înțeleseseră, nu pricepuseră minunea cu pâinile, de aceea aveau inima împietrită. Dacă n-ai capitalizat adevărul în plan comportamental, îți vei pierde discernământul. Discernământul se ascute prin ascultare de Dumnezeu. Ezitarea când vine vorba de ascultare noastră față de Hristos desensibilizează, alterează capacitatea de a judeca corect și în cele din urmă ne împietrește. O lecție teribilă despre trei capcane pe care le întâlnim în calea credinței, capcana familiarității, capcana amânării, capcana împietririi? Eu, în ce capcană mă aflu? Familiaritatea inconștientă, amânarea irresponsabilă, împietrirea fatală. Poate tot ceea ce am învățat din Marcu 6 poate fi împachetat, condensat într-un singur adevăr grăitor care să ne ofere perspectivă. Incapacitatea de a conștientiza sau identifica răul din propria inimă te face o victimă sigură, te va lăsa pradă a măgirii păcatului. Poate că remediul împietririi este căința și, și, Compasiunea. Cum sfidez eu banalitatea răului prin cuvânt și faptă? Iată întrebarea la care vă invit să vă gândiți în săptămâna care ne stă înainte.